ce meci, mare meci mare astăzi pentru hotel. Băieții din nou la start, doi dintre cei mai în formă astăzi. Este vorba de Andrei Boțoacă și de Gabriel Nedelcu. Succes! 3, 2, 1... Andrei l-a învins astăzi pe Gabriel, dar Gabriel are și el, la fel ca și Giubi, două victorii. Să vedem, îi va duce Gabi pe războinici la hotel sau Giubi va duce meciul la ștafeta mixtă. Foarte interesant acest duel din nou. Urcă mai rapid Giubi, urcă și Gabriel. Ne pregătim de un final cu multă emoție și cu multă tensiune. Iese primul Giubi, iese și Gabriel. Începe Giubi! Punctează Giubi! Să vedem, avem o minge. E un pic precipitat și nu înțeleg de ce Gabriel aruncă mai mult de frică. Giubi este impecabil. 3 din 4 și duce meciul la ștafeta mixtă, prieteni. Avem flag race în jocul pentru hotel. Ce zi prinde Giubi, la fel ca și Cristi Dumitrache. Avem un credință, nu-i stai nimic. La fete, mă duc eu înainte. Vrei să-ți dau bustiera? Hai mă, să-ți dau. Vrei să-ți dau bustiera? Și chiloțe, nu-i putin. Doamne, de ce nu... Nu m-am calmat la final. Le mai dăm șansă, mă, de ce le mai dăm șansă? Nu m-am calmat la final. Nu mai dă. Și când te-ai dus acum? Și cum ai venit acum? Și chiar ai tu? Nu, știi că erai singur pe traseu. Calculator ai venit, amor. Bine, rău. Acolo a făcut. Acolo a căzut. Fii atent, tu iei și arunci. El până își pune larea, până își pune ouă aici, până da așa și dacă n-a dat bine, nu-l dă, tu deși ai băgat două și data trebuie și acum. De asta zic, adică ai timp să nu fii panică. Grăbit, duc că panică nu ești, grăbit, știi. Plus a ta. Bine? Te mai faci dată? Bun. Ea doar deschide atât. Doar deschide. Tu și duci pușa. Te duci la echilibristică, aici nu mai stai să faci dublu pas, că e asta ridicată, te bagi direct. Primele care vor pleca sunt fetele, apoi vor ajunge aici, vor ridica stegulețul. Singurul element care rămâne deschis este poarta. În momentul în care stegulețul e sus, vin băieții. Ei vor decide imediat, ne vor spune cine aruncă. Deosebirea este că trebuie să introducă în coș 4 mingi. Vă rog, un pas în față, cine concurează. Andrei Arsine și Andrei Boțoacă la faimoși. De cealaltă parte, Iulia Aradei și Gabriel Nedelcu. Vreau să îmi spuneți cine aruncă. Andrei și Gabriel. Acestea sunt rezultatele strategiilor celor două echipe. În câteva momente începe ștafeta mixtă. Aflăm cine merge la hotel și are parte de marea surpriză. Baftă!
După o evoluție incredibilă a scorului, după ce au condus cu 9-7 războinicii, s-a făcut 9-9, prieteni. Suntem în fața ștafetei mixte. Iată componența celor două echipe. La faimoși, Andrei Arsine și Andrei Boțoacă. La războinici, Iulia Radi și Gabriel Nedelcu. Cine va merge la hotel, cine va avea parte de marea surpriză? Aflăm în doar câteva minute. Baftă! Atenție! 3, 2, 1... Fetele vor deschide, practic, traseul. Să vedem a treia stea. Pe de obicei, pe prima porțiune, Iulia ia un mic avans. Acesta este motivul strategic pentru care ea a fost trimisă. Interesantă este decizia, din punctul meu de vedere, a războinicilor de a-l trimite pe Gabriel Nedelcu, deși are în acest moment 4 victorii din 4 Cristi Dumitrache. Zboară Iulia și încearcă să ofere cât mai mult avans lui Gabriel. Ridică Iulia, pleacă în acest moment Gabriel Nedelcu, moment în care ajunge și Andreea. E un mic avans pentru Gabriel, care în mod normal cred că va avea o aruncare sau două. Deosebirea este că în final trebuie introduse în coș 4 mingi. Este sub ultima plasă Gabriel Nedelcu, sub penultima Jubi. Iese primul Gabriel Nedelcu. Să vedem, se șterge Gabriel, începe Gabriel. Fiecare punct este extrem de important. Ratează Jubi, ratează Gabriel. Dă prea tare Gabriel, prea tare Jubi. Să vedem din nou, prea tare Gabriel. Nu punctează în același timp. Extraordinar. Să vedem, două mingi la Jubi. Aruncă Gabriel, ratează. Continuă Jubi. Să vedem, trei mingi la Jubi. Mai are încă una, nu cedează Gabriel. Ratează Jubi. Se concentrează Gabriel, ratează Gabriel. Avem un avans important pentru Jubi. Mai are o singură minge. Gabriel reintră în poziție. Aruncă Jubi, scapă mingea. Continuă Gabriel, mai liniștit de această dată. Mai intră o minge albastră. Dacă se liniștește Gabriel, poate. Nu, are mingea în altă direcție. Și Andrei Boțoacă reușește victoria. 10-9 în acest moment. Scorul final, prieteni. Ce poveste astăzi, ce meci. Felicitări ambelor echipe cu un plus, evident, câștigătorilor, faimoșii. Viral în când
Băi, oricum n-aveai, stai liniștit. Că tu aveai tocmai aici și el a dat abia de când... Știu, dar nu ai, acum mă enervez. Nici nu ajungeai la minge. Stai liniștit. Și noi nu aveam cum să stăm tocmai acolo, că erai tocmai în spate. Chiar... Cum l-ați lăsat? Cum bă, cum ar fi? Cum l-ați lăsat? Cum ați urlat a doua autoră, deja mergea în spate după ce. Da. Ce-ați făcut? Așa l-ați lăsat un pic. Da. Hai, rău. Tu mai aveai nevoie de două. De trei mai avea, trebuia patru. Avea băgat patru? Avea două, da. Avea două? Înseamnă că mai aveai de băgat trei, el avea trei. Aia.